Sunt câteva evenimente importante petrecute în data de 22 mai, iar noi vom începe cu 22 mai 1948, când guvernul Petre Grozia îi retrage cetățenia regelui Mihai I și altor membri ai familiei regale. Dacă oamenii vor să mă întorc înapoi, mă voi întoarce înapoi. Acesta este mesajul care îi aparține regelui Mihai. Primele reacții de după anul 1990. În 1997, fostului rege Mihai i se redă cetățenia română. Trecem mai departe, câțiva ani mai târziu, în 2005, ziariștii români răpiți în Irak au fost eliberați, iar în 2009, convertul general din Debrețen a reînființat Biserica Reformată Maghiară, din care fac parte și cele două episcopii ale Bisericii Reformate din România. În 2010, FC Internaționale Milano câștigă Liga Campionilor în 2009-2010, iar în 2012, Tokyo Sky 3 este deschis pentru public, este cel mai înalt turn din lume și a doua structură cea mai înaltă din lume, după Burj Khalifa din Dubai. În 1924 se naște Charles Aznavour, care este cântăreț, actor și compozitor francez, pe care îl vom asculta în momentele următoare.